Narcisa Lecușanu a făcut parte din generația de aur a handbalului feminin. Cu un an în urmă, ea s-a retras în plină glorie, alegând să-și dedice timpul și experiența promovării acestui sport. La Pitești, marea jucătoare a venit să militeze pentru susținerea handbalului feminin și a sportului în general. Dumneavoastră, întotdeauna ați avut aici sport și ați avut și handbal. Prima mea deplasare la senioare cu echipa Știința Bacău a fost la o Cupa României aici la dumneavoastră, la Pitești. Și mă bucur mult că ați spus da și handbalului feminin, pentru că de când m-am retras m-am tot gândit că ar trebui să facem ceva și în rândul copiilor. Și sper și sunt sigură că și aici la dumneavoastră, la Pitești, se poate face și un centru de excelență. Să creștem copii, să creștem valori care ne reprezintă. Această solicitare a venit în întâmpinarea dorinței noastre, dorinței mele, de a înființa cât mai multe echipe, atât la fel cât și la Beți. Și mergeam aminte că în 90, și mai încoace un pic, am avut o echipă de handbal fete foarte bună. Ne-am înființat sport clubul municipal, tocmai în ideea de a ajuta sportul, nu în alt fel de idei. În acest context s-a discutat despre formarea unui centru de excelență pentru sport care va reuni Municipalitatea, Sport Club Municipal, Direcția Județeană de Sport și Tineret și Universitatea Pitești. La Universitatea din Pitești deja funcționează un centru de excelență pentru caiac canoe. Toată flotila României de caiac canoe este studentă la Pitești. Fie că la studiile de licență, fie la masterat. Deci noi am putea ajuta foarte mult cu partea de pregătire, cu sală, cu sală metodică și cu ajutorul domnului primar, o serie de aparate care să ne permită evaluarea acestor sportivi pe plan motric și psihologic. Piteștiul este cunoscut ca un oraș cu potențial sportiv, dar și cu locuri de pregătire, pentru că avem 26 de săli de sport, un liceu cu program sportiv și o facultate de educație fizică și sport. Mesajul Narcisei Lecușanu este și de încurajarea sportului de masă practicat de plăcere la orice vârstă.